A mai câștigat un meci de aproape o lună în campionat. Unirea Urziceni a învins echipa lui Andone cu 1-0 după ce Rusescu a înscris din penalti. Rusescu, gol pentru Unirea Urziceni! Rusescu a deschis scorul la Urziceni din lovitură de pedeapsă după ce Garat a respins mingea cu mâna. Până la gol, Bordeanu și Torce l-au pus la încercare pe portarul Cernea. Cu 5 minute înainte de pauză, Mușat l-a pus în dificultate din nou pe Dolha. În minutul 56, Îndoi a șutat puternic de la 25 de metri, dar portarul Unirii a reușit să-și salveze echipa. Câteva minute mai târziu a fost rândul lui Alexe să rateze. Dinamo a rămas în 10 după ce Garat a văzut al doilea galben pentru un fault la Semedu. În minutul 85, Rusescu a nimerit bara porții lui Dolha. Ultimele minute au fost ale dinamoviștilor, dar Ganea și Niculae au ratat. Este cea mai